Conform principiilor Feng Shui, bambusul norocos este simbolul fericirii, prosperității și sănătății. Este una dintre plantele oferite cadou cel mai des și pentru a fi decorativ, dar și datorită acestor semnificații. Cum îl îngrijim? Dacă este mai bine să-l creștem în apă sau în pământ, aflăm imediat de la Oana Matei. Găsit la un nou episod despre îngrijirea plantelor. Sunt Oana Matei și astăzi vorbim despre bambusul norocos, pe care îl găsim în toate florările. Cum îl creștem? Îl creștem așa cum îl primim, în fiole, în apă, deci, sau îl plantăm? Cum e mai bine? Se poate și așa și așa. Dar ce trebuie să facem cu siguranță după ce ajunge acest bambus la noi este să îi scoatem această fiolă în care a stat mai mult sau mai puțin, depinde cât noroc a avut să ajungă la noi. Fiola a avut la momentul în care planta a fost introdusă și ceva nutrienți ca să se hrănească și desigur apă. De multe ori este aproape pe sfârșite această apă, iar dacă planta a stat mai mult, cum a început și această plantă, deja rădăcinile încep să se brunifice și planta are de suferit. Prin urmare, eu aleg de data aceasta să plantez bambusul norocos, dracena mea, în pământ. Nu sunt afectate foarte rău rădăcinile. Am să le tai totuși pe cele care sunt maronii la culoare. Îl plantez într-un pământ universal. Este un pământ care e bun pentru și pentru iuca și pentru celelalte dracene, așa cum vă spuneam. Nu este o plantă pretențioasă. Indiferent în ce formă o țineți, fie că o plantați așa cum am făcut eu în ghiveci, fie că o țineți într-o vază, există niște biluțe de sticlă care fixează rădăcinile, fixează tulpina și atunci puteți să o țineți mai bine și într-un vas de sticlă dacă alegeți să o țineți, să o creșteți în apă. Vă invit să o creșteți cu drag acasă și vă aștept părerile pe site www.îngrijirea-florilor.ro.